Hei, salut tuturor! Eu sunt Denis și bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Să încep! Astăzi, după cum vedeți, nu sunt în cadrul meu normal de filmat, sunt mai exact afară, am zis să schimb puțin cadrul, să adaug puțină diversitate. Sunt afară și de aceea poate se aud pe fundal sunetul de la păsărele sau alte sunete ciudate, dar nu contează. Nu asta e important. Important că astăzi este video nou. Știu, n-am postat de 2 săptămâni și ceva și pentru asta îmi pare nespus de rău. Deci, după cum știți și voi, mai este puțin și începe școala. Știu, nu e o veste foarte bună, dar odată și odată trebuia să se întâmple și asta. Când ne gândim la școală, ne gândim la profesori, la elevi, la teme, etc., etc. O parte importantă a școlii este începutul anului școlar, când puteți găsi o mulțime de elevi. Și de aceea azi am zis și eu să enumer câteva din aceste tipuri. Deci, să-i dăm drumul la tipuri de elevi la începutul anului școlar. Să începem! Mai întâi, tipul nostru. Mai exact, este elevul căruia i-a fost dor de tot și de toate și îi pare bine că a început școala și îi pare bine că s-a terminat vacanța. Hei, salut dragii mei colegi, ce mai faceți? Mi-a fost atât de dor de voi vara asta. Chiar nu știu cum am putut rezista fără să vă văd și fără să vorbesc cu voi. Mi-a fost dor de absolut tot. Mi-a fost dor de școală, de profesori, de voi dragii mei colegi, și de banca care stă și de absolut tot. Îmi pare așa de bine că am început școala. Yeah! Următorul tip este tipul dependent de telefon. Acest tip l-ați întâlnit nu numai la școală, l-ați întâlnit peste tot. Este acel tip de elev care stă doar cu nasul în telefon, nu-i pasă de nimeni și de nimic. El trăiește acolo în lumea lui virtuală și cam atât. Hei, salut Denis, ce mai faci? O să fac un selfie. A few moments later. Următorul tip de elev este tipul fashion. Mai exact este elevul care se îmbracă foarte fain și se comportă ca atare și, într-un cuvânt, este fashion. Anterior. Este opusul tipului fashion, mai exact tipul nu prea fashion. Acest tip se crede oarecum tare, dar de fapt nu este și se îmbracă foarte urât și... Următorul tip este tipul lăudăros. Siguranță l-ați văzut măcar o dată pe acesta, nu numai la începutul anului școlar, și în timpul școlii. Este tipul care se laudă cu absolut tot ce a făcut, cu tot ce are. Este un lăudăros și punct. Hei, salut colegi, ce mai faceți? Ce ați mai făcut în vacanță? Cum v-ați petrecut vacanța? Păi, na, ce să fac? Am fost și eu la mare, am fost prin Franța, prin mai multe țări și, da, mi-am luat atât de multe chestii și a fost atât de
fain și am plătit atât de mult și am luat o grămadă de suveniruri, am pline dulapurile doar cu suveniruri de prin toate țările și a fost foarte, foarte super. Ok, cum am spus, am fost peste tot în lume și m-am înnoit, mi-am luat și un nou laptop, mi-am luat și un ceas, dar nu l-am luat acum pentru că este prea valoros și am luat foarte multe chestii pentru că, știți voi, în toate țările am fost, trebuie să-mi iau câte ceva și am luat totuși ceva mai scump pentru că nu puteam să iau foarte ieftin că nu era de bună calitate. Vine odată, taci! Următorul tip este tipul nervos. Este tipul care nu-i place nimic, este deranjat de absolut tot și nu-i place că a început școala și este deranjat de absolut toți oamenii din jur. Bă, deci trebuie neapărat să vă povestesc ce am făcut eu în vacanță și ce mi s-a întâmplat. Știi ceva? Te rog frumos să tai din gură. M-am săturat de toate pălăvrăgerile tale și de tot ce zici, ai înțeles? N-am venit aici să te ascult pe tine despre întâmplările tale. Nu-i de avans că a început școala și iarăși îmi vin toate problemele pe cap. Trebuie să te mai ascult și pe tine de acum, nu? Te rog frumos să taci din gură. Și ultimul tip de elev este elevul somnolos. A.k.a. elevul care nu-i pasă de nimic. A.k.a. elevul care iubește somnul. Da, cum am spus și în descrierea acestuia, el iubește somnul și nu-i pasă de absolut, absolut nimic, inclusiv de începerea școlii. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Deci, cam astea au fost și cu aceste tipuri de elevi. Sper să vă fi plăcut. Eu m-am străduit foarte mult pentru acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un big like, lăsați neapărat în comentarii ce ați vrea să vedeți în următoarele videoclipuri, dați share pe toate rețelele de socializare ca să vadă cât mai multe persoane acest videoclip și cel mai important, abonați-vă pentru că asta mă ajută foarte mult pe mine și mă îndeamnă să fac o treabă cât mai bine. Și ce să mai spun, până la următorul video, pa, pa!